Noi am fost generația cu cheia la gât. Cei care nu știam de tabletă, laptop sau iPhone. Am fost generația cu cheia la gât, cei care mergeam să încingem câte o miuță în spatele blocului sau un lapte gros sau să jucăm figurine, surprize sau cartoane cu lișia. Eram generația cu cheia la gât, ce jucam țară-țară, vrem ostași, cei care își luau pachetel la școală, un măr și un sandwich cu pâine, unt și gem făcute de mama sau bunica și nu știam de McDonald's, KFC sau takeaway. Noi am fost generația cu cheia la gât. Pe vremea noastră, părinții aveau curajul să ne trimită singuri la școală, chiar și la grădiniță. Aveau curajul să ne trimită să cumpărăm pâine, lapte sau alte alimente, fără teama din zilele noastre. Au fost vremuri grele, lipsuri, cozi, frig, dar cel puțin aveau mai mare siguranță. Azi mai are curajul vreun părinte să-și trimită copilul singur cu cheia la gât? Ce vedem astăzi? Astăzi vedem birocrație excesivă, secretare, funcționare care te tratează ca și cum ai fi proprietatea lor, sclavul lor, nici de cum omul care le plătește salariile. Mitocănia, mârlănia, bădărănia, aerul de superioritate afișat de marea majoritate a funcționarilor, a secretarelor, a asistentelor și a doctorilor, a ajuns la cote exasperante. Interlopi, pești, cefoși, prostie, incultură, înjurături, oameni care stau în bir de dimineața până seara și beau pe caiet, dar nevasta nu are ce le pune pe masă copiilor. Hârțogărie, stai la 10 cozi, la 10 ghișee ca să-ți plătești un impozit. Hoție, criminalitate. Nu mai ai curajul să-ți trimiți copilul să iau pâine la magazinul de la colț, de frică să nu ți-l salte interlopii. Mai sunt multe de spus, dar ne oprim aici. Și da, noi am fost generația cu cheia la gât.